Luptele cu giganții Zeus domnea în Olimp și nu știa că Ghea se hotărâse să-l lovească, fiindcă îi închisese pe fiii săi, Titanii, în Tartar. Ea mai avea niște feciori. Aceștia se născuseră din picăturile de sânge curse din rana lui Uranus atunci când îl lovise Cronos cu secera de diamant. Din fiecare picătură subtă de țărâna roditoare ieșiseră acești flăcăi și ei crescuseră cât munții, luând forme înspăimântătoare. Purtau bărbi lungi și plete dese, cele le cădeau până la glezne. Picioarele lor colosale aveau un loc de piele, solzi, iar tălpile se prelungeau cu cât un trup hidos de șarpe. Fiii aceștia izeiței au fost numiți de ea giganții și ei aveau puteri uriașe, dar nu erau nemuritori, precum fusese titanii. Puteau să fie doborâți, răpuși cu armele, uciși. Și mama lor, zeița Ghea, dorind i apere de moarte, făcuse tainic niște vrăji. În urma vrăjilor zeiței, giganții nu cădeau învinși decât dacă erau loviți cu armele în același timp de un muritor și de un zeu. Mai mult, ea cunoștea o iarbă cu un sușir miraculoase. Cine punea pe limbă iarba era ferit de lovituri date de ființe muritoare. Nu mai aveau deci să se teamă de moartea cea neîndurătoare fiii pământului giganții dacă aveau această iarbă. Fără să piardă vremea, Gea i-a atâțat pe acești giganți să înceapă alt război cu Zeus. Și nu e nicio îndoială că ei, giganții, ar fi învins și l-ar fi zgonit pe Zeus plin de rușine din Olimp. Dar, cu puterea lui cerești de necumva s o fi evit încă de pe atunci trădarea, Zeus a și aflat de planul pe care și-l făcuse Gea. Mai înainte ca giganții să fi putut căuta prin lume iarba aceea magică, Zeus a cerut soarelui să-și stingă flacăra de aur luna să își acopere cu una mândră argintie cu un vâl negru, nepătruns, iar aurora să-și ascundă luminile i trandafirii. În bezna care s-a lăsat, giganții n-au putut să afle miraculoasa iarbă care îi ferea de lovituri. Numai șiretul stăpân Zeus, cu un mănunchi de fulgere, își lumina drum pe pământ, căutând acele buruieni. El le-a găsit, le-a smuls grăbit și le-a ascuns. Primejdea se spulberase, Zeus era mai liniștit dar împotriva farmecilor ghei îi trebuia și un luptător cu o fire muritoare, ca să-i învingă pe giganți. Și Zeus a găsit pe acel erou vestit Heracle, un luptător voinic, viteaz și neînfricoșat de moarte. Războiul ațățat de Gheia era de neînlăturat. La început a fost o clipă de liniște pe întreg pământul. Toți așteptau cu încordare să vadă ce o să se întâmple. Pe urmă, cu un urlet groaznic, giganții au făcut un salt și au pornit către Olimp, au început să arunce în ceruri cu stânci uriașe, apoi cu torțe mari aprinse. Lăncile lor brăzdau văzduhul albe, tăioase, sclipitoare și treceau dincolo de nori. Zeus îi înfrunta cu furie, aruncând fulgere din cer, iar lângă dânsul sta Heracle și însoțea fiecare fulger cu câte o strașnică săgeată. Giganții au prins apoi să smulgă munții din temelia lor, să-i pună unul peste altul și să-și alcătuiască o scară, să ajungă până la Olimp. În asta vreme, olimpienii erau mereu mai îndrăgiți. Izbeau cu sulițe, cu săbi și cu săgeți către giganți. Dar iată, unul dintre dânsii, Alcioneu, cel mai voinic, care avea și însușirea că nu putea fi omorât atâta vreme cât lupta în țara unde se născuse, s-a cățărat sus, pe stânci. Văzându-l pe Alcioneu că este gata să pătrundă chiar în palatul din Olimp, Zeus a aruncat spre dânsul cu un mănunchi de fulgere. Heracle l-a lovit de asemenea cu o săgeată drept în piept. În Alcioneu, gigantul, în loc să cadă la pământ, izbit de două ori în trupui de un zeu și îl muritor, a hohotit în râs năprasnic. Zadarnic vă munciți voi doi să-l zdrobiți pe Alcioneu. Am să vă prind și am să vă zvârl ca pe niște neputincioși până în tartar, în afund, să stați și voi lângă titani. Heracle nu putea pricepe de ce gigantul n-a căzut. Noroc că se găsea acolo cu lancia în mână și Atena, zeița eroilor, înțelepciunii și prudenței. Degeaba ești uimit, Heracle, iar Ostitia. Alcioneu este în țara unde a văzut lumina zilei și pe acest pământ gigantul nu va putea fi omorât. Îl ocrotește vraja gheiei, atrage-l în tărâm străin și ai să-l nimicești curând. Heracle s-a făcut că fuge, sărind din muntele Olimp, Alcioneu, crezând că îi scapă eroul cel mai de temut, l-a urmărit până la țărmul albastrei ape a -ei și astfel s-a îndepărtat de locul unde se născuse. Heracle s-a întors spre el și l-a țintit cu o săgeată. Zeus, ce priveghease totul cu ochiul său străbătător, a aruncat și el un fulger. Gigantul a căzut ucis. Mai mulți giganți au zărit însă pe soțul lor cel mai voinic căzând cu capul în țărână sub lovitura lui Heracle. Alcioneu e doborât, să-l răzbunăm, au strigat ei, și să-l ucidem pe Heracle. Și opt, nouă giganți grămadă s-au repezit după erou. Zeus, băgând de seama asta și vrând să-l scape pe Heracle, s-a sfătuit pe locul Hermes, pristavul lui cel de credință. Hermes, vicleanul, l-a învățat să facă în așa fel ca două dintre frumoasele zeițe să iasă grabnic înaintea giganților ce-l urmăreau cu ură mare pe Heracle. Zeus a poruncit să plece Hera, iubita lui soție, și Afrodita, cea gingașă. Ieri au ascultat porunca și, plutind pe un nor de aur, au ajuns repede în drumul giganților, care erau gata să-l prindă pe Heracle. Dulcea zeița Afrodita, stăpână peste dragoste, făcând și ea nu știu ce vrajă, a amețit pe fiii Gheie și ai lui Uranus în stelatul. Uitându-și ura pe Heracle, giganții s-au simțit cuprinși de o dragoste nesăbuită pentru frumoasele zeițe și le-au mărturisit iubirea, unii dintre ei cerându-le chiar de soții. În acest timp, Zeus, din slavă, n-a stat să piardă nicio clipă. Lovea mereu cu trăsnet. Heracle a țintit de asemenea în ei cu câteva săgeți. Niciun gigant din opt sau nouă n-a scăpat teafăr sub săgeți și trăsnete și fulgere. Ceilalți dintre feciorii gheiei au fost de asemenea încolțiți de către zei olimpieni. Atena l-a târât de chică pe fiorosul Encelade, ducându-l în Sicilia și prăvălindu-l într-o groapă, a trântit peste el un munte. Poseidon, Ares și Hefaistos, Artemis, Hermes și Apollo au biruit în lupte crunte întreaga ceată de giganți și s-au acoperit cu toții de glorii nepieritoare. Legenda spune că giganții, pierind acolo lângă mare, s-au prefăcut și ei în munți.